Dragii mei, ne aflăm din nou în preajma sărbătorilor de Paști, când ne reamintim de șerfa Domnului Iisus pentru păcatele noastre. Și în anul acesta, noi, învățătorii școlii duminicale mărunte, am pregătit ceva frumos pentru voi. Haideți să descoperim împreună. Era o zi foarte specială. Domnul Iisus se îndrepta spre Ierusalim. Se întâmpla cu o săptămână înainte ca El să fie răstignit pe cruce. La intrarea în cetatea Ierusalimului, Domnul Iisus a fost primit cu multă bucurie de către cei din poporul său. Ei credeau că El este Cel care va elibera de sub stăpânirea romană. Ce nu știau ei era că Domnul Iisus nu a vrut să scape de cei care îi stăpâneau, ci mult mai mult de atât. El a venit să-i ierte de păcatele lor, de gândurile lor rele, de vorbele nepotrivite, de faptele lor greșite. El avea în vedere sufletele, binele lor etern. Oamenii nu mai puteau de bucurie, cântau și întindeau hainele pe jos, aruncau cu ramuri de palmier de smochin pe drumul unde urma Iisus să meargă. L-au primit ca pe un mare împărat. Și noi, în fiecare an, ne amintim de această intrare grandioasă a Domnului Iisus în Ierusalim, care pentru noi are o semnificație măreață. Știm că Domnul Iisus a venit pe pământ cu misiunea de a ne elibera pe noi oamenii de pe teamsa păcatelor noastre. Păcat, știm cu toții că înseamnă tot ceea ce gândim, ceea ce vorbim sau facem și nu îmi place lui Dumnezeu. Noi toți eram păcătoși și a fost nevoie de cineva fără niciun păcat să moară în locul nostru, să ia păcatele noastre asupra lui. Domnul Iisus a venit cu bucurie pentru noi, știind că acesta era unicul mod de a ne salva de la pedeapsa pentru tot ceea ce am gândit, am vorbit sau am făcut rău. Ceea ce ne rămâne nouă de făcut este să credem că El este Fiul lui Dumnezeu. Să-i cerem iertare de ceea ce am făcut rău și să-L primim în inimă. El e singurul în măsură să ne ierte de orice păcat și să ne ajute să trăim frumos și curat. Dacă am făcut deja asta, trebuie să ne străduim să trăim cum a trăit El, o viață sfântă, fără păcat. Nu putem face nimic fără ajutorul Său. De aceea trebuie să-L chemăm pe El prin ajutor, în orice situație, și El ne va da putere să fim mântuitori. Vreau să ne tipărim bine în minte aceste lucruri, așa că am pregătit pentru voi ceva foarte simplu și interesant. Să vedem de ce avem nevoie. Pentru început, două bucăți de carton colorat A4. Cum trebuie să fie verde? Foarfecă, lipici, perforator, ață și cariocă sau pix. Pentru început, împăturim hârtia în două jumătăți. Și repetăm asta încă de două ori. Apoi despăturim și împăturim în interior. Ne putem apuca de tăiat fâșiile pe care le-am făcut. Una din fâșiile pe care le-am tăiat, o tăiem pe jumătate și să fie două fâșii mai micuțe. Celelalte fâșii mai mari le îndoim pe jumătate. Din fâșiile tăiate mai micuți, luăm una și o lipim în interior la capete. Apoi o atașăm de fâșie mai mare la mijloc, apoi lipim capetele. Continuăm așa până la ultima fâșie mai mare de tăiat.
Dacă am terminat frunza, tăiem o bucățică de carton pe care scriem Domnul Iisus mă eliberează de păcat și o atașăm cu ața de frunza pe care am lăsat-o. Așa arată rezultatul final. Poate frunza mea nu este ca cele pe care le-au aruncat pe drum cei din Ierusalim, dar cu siguranță îmi va aminti de intrarea Domnului Iisus în cetatea Ierusalim. Și de faptul că El a venit să mă elibereze pe mine și pe tine de păcatele pe care le-am făcut. Vă doresc o zi minunată și mult spor la confecționare!